Dar nu te poți ascunde. Sub toată masca aceasta a frumuseții, de fapt zace jertfă și suferință. Pentru că tu depui un efort în plus să te lupți, să demonstrezi sau că vrei să fii ceea ce nu poți fi. De ce nu poți fi? Pentru că sentimentele tale sunt ale inimii tale, iar inima ta nu te dă de gol. Ea te trădează de tot ceea ce o frământă. Orice grimază de pe față înseamnă un răspuns, orice încordare a frunții înseamnă un răspuns, orice gest de nemulțumire schițează o nemulțumire și așa mai departe. Deci ele nu pot să ascundă lăuntru. Lăuntrul l-a creat Dumnezeu, exteriorul l-a prefăcut omul și l-a schimbat. Și iată-l și pe acest om în care vorbim că în toate zilele petrecea în chip strălucit. Deci vorbim de această exteriorizare. La poarta lui era un sărac plin de bube. Deci ce putem noi descoperi la el? Că n-avea sentimente. Sau sentimentele pe care le avea nu erau funcționale. Omul este făcut să iubească. Omul este făcut să ierte. Omul este făcut să comunice. Omul este făcut să dăruiască. Omul este făcut să participe la prietenia celuilalt, la relația celuilalt. Cum spune Părintele Stăniloae, iubirea ca în treime. Doi să dăruiască celui de-al treilea, pentru că în doi este iubirea egoistă, în trei este iubirea trinitară sau dumnezească. Ei, aici nu putem vorbi de al treilea, pentru că era dincolo de poartă, zăcea la poarta lui, afară că era și suferind și bolnav, Evanghelia ne scoate din prima două elemente importante. O să vedeți imediat când începe postul mare, aceasta în iarnă, că Mântuitorul se referă la câteva elemente simple când vorbește de judecata de apoi. Vorbim de o judecată particulară a sufletului în parte și vorbim de o judecată de apoi care este universală a tuturor. Ce spune Mântuitorul în judecata cea universală? Am fost flământ și nu mi-ai dat să mănânc. Am fost gol și nu m-ai îmbrăcat. Am fost însetat și nu m-ai adăpat, bolnav și nu m-ai cercetat și în temniță și n-ai venit la mine. Și tu vei întreba, când am făcut toate acestea? Unde te-am văzut și nu ți-am făcut acestea? Și Mântuitorul spune, celor mai mici nu ați făcut. Și dacă n-ați făcut lor, nici mie nu mi-ați făcut. Deci, iată primul raport de rupere de Evanghelia lui Hristos și de învățătura cea dreaptă, prin faptul că săracul stă dincolo de poarta ta și tu stai dincolo de ea. Cât au fost credincioși în preajma cuvioasei Parascheva, am folosit o istorioară scurtă pentru a face economie de vorbe celor care veneau cu grupul și am zis că n-are rost să le spun ceva, să le încarc memoria și să uite după ce ajung la autocar. Găsisem undeva o istorioară care, într-adevăr, când am ascultat-o prima dată, mi-a dat așa ca un fior, adică mi-a marcat ideea minții și am spus, adică la asta nu m-am gândit. O femeie foarte credincioasă, ca să vorbim de bogatul de aici din Evanghelie, bisericoasă de felul ei, rugătoare de felul ei, credincioasă de felul ei, evlavioasă de felul ei, mereu era interesată în rugăciunea personală dacă Dumnezeu apreciază toată ostenia la ei. Și într-o zi, apropiindu-se de Sfânta Icoană a lui Dumnezeu, a zis așa, Doamne, dacă cu adevărat rugăciunea mea e primită la Tine, dacă cu adevărat Tu mă iubești, poți să-mi îndeplinești mie o dorință? Mi-aș dori mult acest lucru, să simt că ești aproape de mine. Și aude din icoană glasul lui Iisus care îi spune, da, sunt alături de tine, te ascult, doresc să-ți împlinesc o dorință, dar spune ce vrei. Și ea îi spune lui Iisus, mi-aș dori să vii odată să mănânci cu mine la masa mea. Și a spus, întocmai voi face și pentru că mâine este sâmbătă, nu întâmplător a spus Hristos această taină, sâmbăta este ziua celor adormiți, când noi
împărțim de sufletul celor dragi, de la o lumânare și un măr și o felie de pâine, până la cel mai sofisticat pachetel care simți tu nevoia să-l faci, nu contează suma, valoarea, numărul sau cantitatea, ci gestul,